V-am regăsit, dragi cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cititorii întreabă, psihologul răspunde, în cadrul campaniei Provocări și soluții în relația de cuplu, o campanie care se va desfășura până pe data de 25 noiembrie. Astăzi este alături de noi Cati Călin. Cati Călin a revenit, ca să spunem așa, și îi mulțumim foarte mult. Cati Călin, psiholog, formator în metoda ESPERE. Vorbim despre felul în care ne putem reveni, ne putem regăsi, ne putem recentra sau ne putem reechilibra, recalibra în viața noastră, ne putem lua viața în propriile mâini după o despărțire, după un divorț. Indiferent că atunci când vorbim despre despărțire, vorbim despre moartea cuiva drag, moartea partenerului, să spunem, sau despre pur și simplu o despărțire prin intermediul unui divorț, indiferent de felul, eu știu, întâmplării, discutăm pe marginea cărții Reconstrucția, cum să-ți refaci viața după divorț sau despărțire într-o relație de cuplu, de Bruce Fisher și Robert Alberti, o carte publicată în colecția Pas în 2 și care, așa cum spuneam puțin mai devreme, face parte din această campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald, Provocări și soluții în relația de cuplu. Această carte este o carte de care cititorul are nevoie pentru a-și reîncepe viața atunci când simte că tot ce a construit până în momentul despărțirii se năruie în jurul său, fiind considerată în repetate rânduri cea mai bună carte pentru cei aflați într-un divorț sau la capătul unei relații importante, chiar dacă nu vorbim de o căsnicie, de o căsătorie. A cunoscut numeroase reeditări această carte, a fost tradusă în mai mult de 10 limbi și s-a vândut în peste 1 milion de exemplare în decursul timpului. Foarte multe, eu știu, peste 20 de ani de cercetări și evaluări în ceea ce privește procesul acesta de doliu post-traumatic. Care ar fi pașii, momentul în care suntem puși, să spunem, în fața unui, era să zic iminent, dar nimic nu este iminent decât moartea, bineînțeles. Chiar și în cazul unui divorț, lucrurile, să spunem, sau unei despărțiri, lucrurile pot reveni la normalul unuia dintre parteneri. Făcând cumva referire aici la o altă carte, la Salvează-ți căsnicia, tot din colecția Pas în 2, la faptul că practic partenerul care este pus în fața acestei decizii de către celălalt partener, da, cel care vrea să iasă din relație, vine și îi spune celuilalt, să spunem, hai să zicem, tristul deznodământ. Ori în atare condiții există un proces la celălalt partener. În prima fază este cel de negare. Nu mi se poate mie întâmpla așa ceva. E asemănător cu cel al unei boli, Doamne ferește, o boală incurabilă. Deci cum m-am îmbolnăvit de boala X? Mie, tocmai mie să mi se întâmple așa ceva? Cam același lucru este vorba, până la urmă este o dramă, este vorba și, și în cazul unei despărțiri. Există o mare traumă, există o suferință acolo, cum facem să trecem peste ea, peste aceste etape? Da? Negarea, apoi, bineînțeles, într-un final, acceptarea și apoi partea aceasta de curățare la locul crimei. Curățarea locului, da? Care ne-a adus suferință, da? Și reclădirea noilor cărămizi pentru a merge mai departe în viață. Mulțumesc, Sorin, îți mulțumesc tare, pentru că cred că este una dintre temele care aduce cel mai mare impact asupra stării noastre, asupra psihicului, chiar asupra corpului. Cred că știi și tu prea bine că sunt situații în care deseori oamenii ajung să ceară ajutorul și sper că în situații
grave, să ajungă să ceară ajutorul și să nu își accentueze suferința nevorbind și nespunând. Tocmai de aceea, dacă a existat o relație de cuplu, să spunem, sau e valabil și pentru alte relații, o relație care a fost bună la un moment dat, iată-o aici, știi că arăt lucrurile despre care vorbesc cu ajutorul metodei spere, pentru că nu întotdeauna cuvintele sunt suficiente, de cele mai multe ori e important să fie ceva mai mult. Și atunci, dacă această relație a existat la un moment dat și să spunem că a fost decizia lui de a ieși din această relație, iată decizia, și există în partea cealaltă cu astfel de decizie care vine de cele mai multe ori din senin sau nu vine din senin, de cele mai multe ori cu această decizie, partenerul sau partenera în partea cealaltă de relație primește și o violență, de asta am luat un obiect mare, tare, primește o violență, iar violența este ceva ce are impact. În sensul că, cum clarific o violență? Că e o violență și nu altceva. Nu e un gest simplu, ci este faptul că viața mea nu mai e aceeași. După decizia ca lui de a pleca, de a ieși din această relație, iată această decizie, primesc această violență care în interiorul meu trezește un șoc de cele mai multe ori. Șocul mi aparține și violența e venită prin acest gest al celuilalt. Și de cele mai multe ori, când e vorba de cineva care pleacă sau cineva care moare sau există o ruptură a unei relații importante, a cuiva important în viața noastră, această violență rămâne și o purtăm o viață întreagă. În continuare, pentru că tocmai de aceea mi se pare magistrală metoda ESPERE și am ales-o practic, dincolo de toate celelalte lucruri pe care le-am învățat, este că mă ajută ca să-i vorbesc și creierului meu drept și limbajului simbolic și să pot să fac un demers de responsabilizare la momentul potrivit, pentru că nu întotdeauna am suficient de multă energie sau în momentul potrivit, dar în momentul în care vreau să fac ceva în legătură cu asta, e extraordinar de util să pot să conștientizez această violență și să nu o păstrez în interiorul meu. Pentru că cred că ai văzut și tu persoane care după moartea cuiva drag sau plecarea cuiva sau ruptura unei relații importante sunt într-un mod de supraviețuire. Pentru că violența asta o port cu mine și eu merg în relațiile celelalte cu tot cu această violență. Și cred că i-ai auzit și tu pe cei care viața nu mai are sens, nu mai am energie, mă târăsc prin viață. Și sunt, nu e vorba doar de despărțire, sunt și alte situații de violență. Ori ce ar putea face și ceea ce recomand celor pe care îi acompaniez este să cumva să materializeze, să scoată în afară această violență din interiorul lor, să aibă grijă de ceea ce au trăit, în așa fel încât să se poată elibera de ea și să nu poarte mai departe în viață. Deci violența primită este primul lucru, primul aspect pe care îi invit să-l conștientizeze și să-l scoată în afară, exact ca și cum aș fi primit un glonț, o violență, și o păstrez în corpul meu. Dacă ar fi un glonț real, la spital medicii l-ar scoate și ar vindeca și eu aș vindeca în interiorul meu ce s-a trezit, rana respectivă. Doar că cu ceea ce se întâmplă în relații, le păstrăm o viață întreagă și au niște efecte foarte neplăcute. Pe de o parte n-am energie, chef de viață, și atunci e mult mai mult decât un simplu mesaj toxic pe care l-am primit în relație de-a lungul timpului, ci poate fi, cum spune Jacques Salomé, o bombă cu ceas. Se poate materializa la nivelul corpului în somatizări, se poate materializa în lipsă de energie, dar face orice altceva. Tocmai de aceea avem nevoie să învățăm această igienă a relațiilor, să nu păstrăm în noi lucruri care să ne dăuneze. Asta ca prim aspect, sorry. Să pot să mă eliberez de ea, această violență primită. Și acest lucru se poate face cu ajutorul acompanierii cuiva. Consider că psihoterapia ajută în procesul post-traumatic al reconstrucției.
Avem nevoie, știi ce se întâmplă? Și am observat un lucru interesant. E posibil ca după o relație, după eșuarea unei relații, indiferent de cum că vorbim, cum ai spus tu puțin mai devreme, de moartea cuiva drag, moartea partenerului, se poate întâmpla sau pur și simplu o despărțire, mă gândesc că unii oameni au tendința de a intra în așa zisele relații tampon. O persoană, s-au întâmplat și cazuri în care psihoterapeutul a jucat acest rol de salvator. Într-o relație tampon există un salvat și un salvator. Da? Și cel salvat este cel care are nevoie de ajutor, trecând printr-o astfel de traumă, iar salvatorul este cel care simte nevoia de a salva, acum din ce motive el știe cel mai bine. Ori din altruism, da, se poate chestia asta, din altruism, sau din generozitate, din bunătate, sau pur și simplu dintr-un soi de nevoie, nevoie de confirmare, nevoie de validare, ca să mi se confirme mie, să mi se valideze mie că rolul meu de salvator îmi dă sens. Pentru unii, rolul de salvator le dă un sens în viață. Da? Om, bunul samaritean, care se sacrifică, care face, care drege, care... Și atunci vine și salvează persoana respectivă. Și de acolo, de la intenția de a salva și până la o relație, se alunecă foarte, foarte ușor. Și devine o relație tampon. Dar este o relație tampon bazată pe cu totul altă fundație. Da? În momentul în care o relație este bazată pe nevoia de ajutor și pe nevoia de a ajuta, chiar dacă ele sunt niște valori în care cred și sunt cu totul de acord, da? Dacă se bazează doar pe aceste lucruri, e ca și cum e sentimentul ăla, salvatorul, tatăl, da? Cea salvată, fetița, care are nevoie de ajutorul tatălui. Poate fi și invers, mama, da? Salvatoarea. Și băiețelul cel salvat, care are nevoie de ajutor. Ori în momentul în care relația pornește de la aceste premize, da? Mai ales când vorbim de tată, fiică, mamă, băiețel, e clar că nu există un soi de egalitate, nu există un soi de reciprocitate, nu există ceva bilateral acolo, nu există acea șosea cu ambele, pe ambele sensuri. Și mai devreme, sau mai târziu, relația se strică. Eșuează cumva. Ori pentru faptul că unul din cei doi, mai degrabă salvatul, creează o dependență față de salvator. Foarte interesantă dinamică, Sorin, pe care ai expus-o și eu mă străduiam aici, eram foarte atent la ce spuneai și mă străduiam să aduc obiecte ca să vizualizez lucrurile de care ai spus și să adaug perspectiva mea la ceea ce ai spus și mi se pare extraordinar de relevant pentru că, da, o relație se rupe, să zicem că păstrez cu mine violența primită în această relație, pentru că de obicei nu știu cum să fac asta dacă nu am sprijinul cuiva care să poată să mă acompanieze pe acest demers, fie că e psihoterapeut, fie că e consultant în metoda ESPL, fie că este cineva, poate să fie chiar și un prieten care să poată să mă asculte, dar cu calitatea celui care ascultă, fără să-și dorească să salveze. Să zicem că nu fac toate lucrurile astea, s-a întâmplat, îi zic, e un dobitoc, e un idiot, nu mă mai interesează, nu mai știu de el, nu se întâmplă nimic în interiorul meu pentru a așeza această situație și a putea intra într-o altă relație eliberată și cu această experiență cu adevărat prelucrată și integrată, ceea ce ia timp cu siguranță. Și mai este și altceva, dacă am simțit iubire pentru acest bărbat. Iubirea, în momentul în care el spune gata, am plecat, nu înseamnă că gata, a dispărut, nu mai există. Și cu toate lucrurile acestea, iubirea pe care de obicei o bag înăuntru și nu undeva, o înghesui pe undeva, ca și cum n-ar trebui să mai existe, deși o simt, pentru că n-am putere asupra sentimentelor, nu pot să le opresc.
atunci, fără să o respect, ce fac? Dacă intru repede, cum ai spus, într-o altă relație, cu un alt bărbat, de exemplu, acest bărbat, și intru în această relație cu șocul primit, cu violența, cu iubirea și aceste două lucruri sunt doar primele două etape dintr-un travaliu de doliu pe care le recomand cuiva care a trecut prin asta. Sunt multe alte lucruri de ascultat și de așezat. Dar eu vin cam cu toate aceste lucruri care mă perturbă intens și vreau să intru în relație cu celălalt. Și relație tampon, până acum n-am văzut lucrurile așa, dar e tampon pentru că oricum nici măcar nu pot să-l văd cu adevărat, pentru că nu pot să fiu eu, pentru că sunt îngropată, cum ar veni, cu toate porcările pe care încă le păstrez la mine și toate lucrurile pe care vreau să nu le mai văd bune primite. Deci nu am disponibilitate pentru că merg în relație cam așa. Și dacă în partea cealaltă există și celălalt care ai spus că are această misiune de salvator, da? Să zicem că acesta este el, care intră în relație cu această femeie care tocmai a ieșit dintr-o relație de cuplu de 20 de ani, să zicem, și are această misiune de salvator provenită din povestea lui de viață, care are un sens, dar nu e conștient de ea, s-ar putea cu această misiune de salvator, ce fac salvatorii? Pentru că o relație poate să mă ajute foarte mult și exact așa cum ai spus, poate să nu fie un altcineva, poate să fie cineva care să mă acompanieze, specialist. Important e ca acesta să rămână în capătul lui de relație. Să rămână în capătul lui de relație și să nu vrea să mă salveze. Ce face salvatorul? Salvatorul se așează în capătul celuilalt și spune ce să facă, cum să facă, face în locul lui, îl salvează pe celălalt, luându-i responsabilitatea și responsabilizarea și timpul necesar pentru a metaboliza tot acest proces pe care această persoană are nevoie să o facă. Că e vorba despre plâns, că e vorba despre vorbit, că e vorba despre a scrie, că e vorba de a crea ceva, că sunt multe modalități în care poți ajunge să metabolizezi acest lucru. Ori de un salvator nu am nevoie, salvator, pentru că nu știm, chiar și dacă sunt prieteni, de exemplu, nu știm cum să ascultăm cu adevărat și tocmai de asta în formarea spre cei care se formează și cum am învățat să ascult, este că ascult cu scopul ca celălalt să se poată spune, scopul, dacă aveți prieteni în astfel de situații, scopul e ca el să poată să pună în cuvinte și să-și găsească modalitățile lui creative de a vindeca această gaură în interior, pentru că rămâne o gaură interior legată de această fostă relație care are nevoie să fie vindecată. Chiar mă gândisem la metafora unui copac căruia îi se rupe o ramură și el se vindecă în timp, are nevoie să facă această vindecare în timp și e un copac pe care îl vom admira pentru acea formă sau scorbură interesantă pe care o are și un animal poate își va crește acolo pui. Dar acolo a fost o gaură pe care el a vindecat-o încet, încet, dar lucrul ăsta se întâmplă în timp și cu multă bunăvoință. Și cel mai important lucru este ca persoana aceasta să poată să pună în cuvinte, să spună ce trăiește, pentru că vorbeai despre mai întâi negare, la început e negare, nu vreau să spun nimic, după aceea de cele mai multe ori apare partea de furie pe care am evocat-o, dubitor cu idiotul, care și asta e o parte a unui proces de doliu, am nevoie să spun ce trăiesc și cum trăiesc, să pot să spun, bineînțeles, nu mergând către ceva și spunând toate aceste lucruri, ci să-mi dau seama și să-mi dau voie și să conștientizez că există această furie în interiorul meu pe care o scot la izară, să zicem că aceasta este furia. O conștientizez că există aici, nu o neg, nu zic, nu contează, nu mi-a făcut nimic, pun o față în care să nu spun ce trăiesc. Și atunci această relație, în măsura în care fiecare rămâne în capătul lui de relație și văzând ce e posibil pentru fiecare, poate să fie o relație temporară, tampon, sau poate să fie, cine știe, o altfel de relație dacă am făcut, pentru că când intrăm într-o nouă relație, de cele mai multe ori intrăm cu tot contenciosul relației dinainte și o vărsăm pe celălalt, pentru că la cel mai mic gest care îmi reamintește de ceva ce a făcut celălalt, sac și reacționez. Și voi dăuna acestei noi relații în măsura în care nu am făcut curățenie în această relație. Și bineînțeles că cel mai important lucru nu este această relație tampon, un altcineva care vine și care e adult, ci esențialul este
faptul că de cele mai multe ori când o relație de cuplu nu mai există, dacă suntem și părinți, atunci e cel mai grav. Atunci e cel mai grav și cred că întâlnești și tu și am întâlnit și eu atât de mulți adulți care s-au confruntat cu drama cuplului care a fost confundat cu relația de părinți și chiar voiam să vizualizez asta dacă ți se pare oportun, pentru că de obicei nu știm. Există relația de cuplu, da? Să zicem suntem soț-soție sau căsătoriți sau nu, și la un moment dat apare copilul. Și când apare copilul, el nu apare aici ca să întărească cuplul sau în relația de cuplu, ci când apare copilul, apar, dacă cei doi decid, și rolul de mamă al acestei femei, care este în rol de soție cu el, și rolul de tată al acestui bărbat. Și relațiile mamă-copil, dacă ei decid să devină părinții acestui copil, iată, avem relația mamă-copil și relația tată-copil. Iată-o. Și mai există o nouă relație care se naște între cei doi. Relația de părinți, în care ei comunică pentru buna creștere a acestui copil. Și dacă există probleme în relația de cuplu, de obicei nu știu că sunt două relații și ei le amestecă. Tocmai de aceea la atelierele pentru părinți, la consultații în astfel de situații, cred că sunt primele lucruri pe care le arăt și primul aha pe care l-au părinții. Și acum depinde pentru fiecare în ce punct e. Pentru că în măsura în care această relație are probleme și nu mai există, și nu am ascultat, nu am așezat lucrurile în interior, vom muta conflictul, să zicem că ăsta e conflictul, unde? În relația de părinți. Și vom face în funcție de poziție. Voi vorbi despre soțul meu spunând, iau, de ce a făcut taică-tu? A plecat cu aia? Sau el ar spune, păi da, maică-ta e rea și nu mă lasă să te văd sau din cauza ei nu mai sunt cu tine. Și ce se întâmplă este ceea ce au trăit mulți dintre noi și trăiesc copiii, este acest înfiorător conflict intrapersonal și deșirare interioară între cele două relații în care e pus să aleagă sau e pus să facă parte dintr-o tabără. Vino aici de mine în parte și taică-tu e ce rău sau nu, maică-ta e ce rea. Sau multe alte lucruri care amestecă ceea ce este în relația de cuplu și nu are nimic de a face și ce să caute în relația dintre părinți și relația cu copilul, pentru că asta avem să ne rezolvăm noi lucrurile ca adulți. Ori copiilor le e extraordinar de ușor să ia personal fiecare gest din cauza mea s-au despărțit sau da, să se învinovățească sau să fie deșirați între a alege între cele două. Și sunt lucruri care se integrează și în interiorul ei lor, la fel ca traume. Pentru că vor vedea cititorii și în carte, pentru că e și un capitol dedicat copiilor, care spun că și ei pot să treacă și trec prin aceste etape. Și în măsura în care cei doi adulți în relația lor de cuplu, diferite de cea de părinți, nu aduc această mizerie, fiecare are grijă de ceea ce are în capătul lui și încheie ceea ce e de încheiat, ca ei să poată să rămână aici părinți pentru a comunica și a crește bine acest copil, lucrurile se metabolizează și pentru copil altfel. Dar dacă rămân conflictele și ceea ce se întâmplă cel mai grav este că cei doi probabil nu mai comunică deloc sau nu mai există, să zicem, relația tatălui cu copilul deloc, pentru că sunt probleme și nu reușim să cumva perpetuăm conflictele dintre noi. De aceea invit ca pe cei care au trecut prin această separare uneori necesară să din nou să aibă grijă de cum lucrează eventual, tot așa cu sprijinul unui specialist, să poată să știe care sunt cuvintele potrivite, cum să abordeze astfel de situații, pentru că cu toții vrem să facem tot ce se poate mai bine, nu facem cu rea intenție, doar că e atâta suferință uneori în interior, încât aceasta transpare și ajungem să oferim tot felul de lucruri în celelalte relații. Da, foarte, foarte interesant, o optică, o perspectivă cu totul deosebită despre felul în care putem să ne reconstruim viața.
Dragii noștri, a fost alături de noi Cati Călin, psiholog, formator în metoda ESPERE. Am discutat astăzi, pornind de la o carte publicată în colecția Pasăm 2 a editurii Herald, Reconstrucția, cum să-ți refaci viața după divorț sau despărțire, de Bruce Fisher și Robert Alberti, o carte care face parte din campania Provocări și soluții în relația de cuplu. Revenim cu invitația de a lăsa comenturi, de a lăsa întrebări, de a lăsa poate chiar teme de discuție, subiecte de discuție despre viața de cuplu, despre relația de cuplu, pornind și de la cărțile din colecția Pasăm 2. Întrebările dumneavoastră noi le vom adresa în aceste materiale, în aceste interviuri invitaților noștri, psihologi, psihoterapeuți sau coach. Mulțumim foarte mult, Cati Călin. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție în cadrul acestei campanii a rubricii Cititorii întreabă, psihologul răspunde. Până data viitoare, să aveți o zi minunată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!